Aceasta este noua cameră de acțiune de la GoPro, Hero 6 Black. Această cameră a apărut cam de nicăieri pentru că nu a duduit netul de leak-uri, nu au fost prea multe zvonuri cu privire la apariția ei, așa că ea a venit cam din senin, cum vă spuneam și la început. Iată, ea este în teste la zonă și este nouă nouță, o vom desface chiar aici, o vom testa și vă vom spune părerea noastră cu privire la acest nou GoPro. Iată pachetul magic, așa cum spuneam, camera este virgină, o vom desface. Bun. Stickere, manual de instrucțiuni. Mă enervează groaznic unboxing-ul, mai ales că eu sunt obișnuit să cam rup cutiile. Nu mă port foarte frumos cu ele, de asta însă trebuie să avem grijă. Bateria. Bateria este aceeași ca pe GoPro Hero 5. De fapt, Hero 6 este back compatible cu cam toate accesoriile, inclusiv bateriile de Hero 5. Bun, cablu USB Type-C. Ia să vedem ce mai avem aici. Nu mai avem nimic. Ce? Da, colegul meu zice, la banii ăștia mai vrei ceva în plus? Păi, tocmai că la banii ăștia aș vrea multe chestii în plus. Să-i scoatem și folia de pe ecran și să-i punem bateria. Așa cum spuneam, este aceeași baterie ca în cazul lui Hero 5. Bun. Și să pornim dinspre exterior spre interior. Această cameră este Hero 5 Black, aici avem Hero 6. După cum bine puteți vedea, camerele sunt absolut identice. Așadar, dacă aveți în rucsac un Hero 5 și un Hero 6, ar fi bine să scrieți pe ele, deoarece sunt extrem de greu de deosebit. Probabil GoPro au mers pe principiul nu îmbunătăți ceea ce deja funcționează foarte bine, chestie verificată în cazul lui Hero 5, care la momentul apariției a fost categoric o cameră extrem de bună și extrem de folosită. Iată așadar că Hero 6 păstrează fix aceleași elemente de design și pe bună dreptate. Încă o dată, nu repara ce nu este stricat. Ok, și acum să mergem la interior. Am pornit cele două camere. Să începem cu ceea ce se vede, și anume ecranul de pe spate. Cel de pe Hero 6 mi se pare categoric mai bun, este un pic mai luminos decât cel de pe Hero 5 și parcă și definiția este un pic mai bună. De asemenea, pare să fie un pic mai responsiv în ceea ce privește partea asta de touch. Implementarea pe care au făcut-o comenzilor vocale pe Hero 6 este una foarte bună. GoPro, start recording. Și iată, a început să înregistreze. GoPro, take a photo. Bun, a făcut fotografia. Haideți să pornim și un timelapse. GoPro, start timelapse. Mă întreb însă dacă ele vor mai funcționa de aceeași manieră și într-un mediu unde este gălăgie foarte mare, așa cum se întâmplă în situațiile în care filmezi, eu știu, la rafting sau pe bicicletă. De asemenea, comenzile vocale pot fi folosite și pentru wake, deci pentru trezirea camerei. Ea intră într-un standby și poate fi activată cu vocea. Puteți folosi această opțiune pentru a nu consuma inutil baterie. Și acum haideți să ajungem la upgrade-ul cel mai important de care beneficiază această cameră. Este vorba despre noul procesor GP1, dezvoltat chiar de către GoPro și despre care se spune că ar avea o performanță dublă decât cel de pe Hero 5. Practic, pentru prima oară pe un action cam avem o rezoluție 4K la 60 de frame-uri pe secundă, ceea ce este absolut apreciabil.
în această nouă iterație a camerei putem filma cu 240 de cadre pe secundă în Full HD față de precedentul model de Hero 5 care putea duce 1080 doar până la 120 de cadre pe secundă. De asemenea, pentru cei care nu doresc să piardă calitate, există și un mod 2,7K, adică o rezoluție intermediară oarecum între 4K și Full HD. În 2,7K puteți avea 120 de cadre pe secundă, ceea ce iarăși este un slow motion destul de semnificativ la o rezoluție destul de mare. De asemenea, partea de stabilizare de imagine a fost îmbunătățită categoric față de Hero 5. Avem tot stabilizare electronică, nu avem încă pe niciun GoPro stabilizare optică, dar de această dată este extrem de bună. Aș merge până acolo încât aș putea să spun că nu vă mai trebuie un gimbal, un stabilizator, deoarece stabilizarea electronică pe această cameră este foarte bună. Un alt aspect care de asemenea a primit un upgrade este partea de conectivitate. Așadar, avem posibilitatea de a conecta camera pe 5 GHz, ceea ce înseamnă categoric un transfer mult, mult mai rapid al fișierelor, cam de 3 ori mai rapid decât pe GoPro Hero 5, care suporta doar 2,4 GHz. În privința Dynamic Range-ului, Hero 6 stă mai bine decât Hero 5, se pare că diferența ar fi de cam 2 stopuri în favoarea lui Hero 6 în ceea ce privește Dynamic Range-ul. Mai bine stă și la capitolul Auto Exposure, adică la viteza cu care se schimbă expunerea. K60p, conexiune pe 5 GHz, două stopuri de Dynamic Range în plus, un nou procesor care oferă o performanță dublă față de precedentul model. Da, există suficiente motive ca să vă determine să treceți de la Hero 5 la Hero 6. Mai este un avantaj demn de luat în calcul în ceea ce privește Hero 6 și cu faptul că au păstrat designul, și avantajul acela ar fi că este back compatible, adică puteți folosi absolut toate accesoriile third party sau produse chiar de către GoPro care se potriveau pe Hero 5. Așadar, pentru cei care își cumpără una în plus sau fac upgrade-ul, tot ceea ce dețin în acest moment ca și accesorii de GoPro pot fi folosite fără probleme și pe Hero 6. Am lăsat la sfârșit un capitol oarecum controversabil, și anume prețul. Am să iau ca reper prețurile de pe F64 pe care le-am consultat chiar azi dimineață. Este vorba de 2600 de lei pentru Hero 6 și 2000 de lei pentru Hero 5. O diferență semnificativă de preț, 600 de lei nu este de colo, iar această diferență de preț duce Hero 6 în zona lui Sony FDR X3000, o cameră de acțiune extrem de bună,
care vine cu codecuri XAVC, deci mai bune decât cele de pe GoPro, și în plus de asta vine cu stabilizare optică, ceea ce de asemenea este lucru rar pe o cameră de acțiune. Este cel mai mare preț până acum pe care l-a purtat vreun GoPro. E adevărat însă că și partea de îmbunătățiri este destul de mare. Și Hero 6 nu este singura noutate cu care GoPro ne-a luat prin surprindere toamna asta. A mai sosit odată cu ea și o cameră 360. Hero 6 nu a mai venit însoțit de o cameră Session. Așadar, dacă vă gândiți la eventualitatea în care, ok, nu vă permiteți Hero 6, dar aș putea să-mi iau Session, ei bine, nici această opțiune nu mai există. Poate o să apară în perioada următoare, deși, ca să fiu foarte sincer, mă cam îndoiesc. Ele erau de obicei lansate împreună. Bun, nu uitați de concursul nostru de pe YouTube, la care puteți câștiga nici mai mult, nici mai puțin decât un Asus Zenfone 4, un super telefon. Aveți linkul prin care puteți participa la concurs în descrierea videoclipului. Vă dorim baftă tuturor și dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, nu uitați să dați subscribe canalului nostru de YouTube și dacă nu vă e cu bănat, ca să spun așa, puteți trage de clopoțel și să share-uiți acest clip prietenilor voștri care, de exemplu, ar putea fi interesați de GoPro Hero 6 Black.